Bună ziua, frați apicultori! Am revenit o mai bine de o lună la stupina de la pădure. N-am mai avut timp să trec. Vin să le arunc o turtă de patii pentru această toamnă. Și am zis să deschid un stup. Nu-l deschid pe cel de pe cântar, că poate știți cum întotdeauna punem stupul ceva mai puternic. Și am zis să-l deschid pe cel din partea cealaltă a cântarului. Vă rog să scuzați, este o filmare intempestivă. Am terminat și programul la cabinet și am zis, mă, hai să vedem dacă bieții stupii au ce mânca, că mai au albinănii. Ăsta este un becau de la Dunăre. 1, 2, 3, 4, 7, 8. Văd că e păstrăs pe 8 ani. Pentru toamnat, ia. Deci, rezervă bună de hrană. Asta sigur va mai fi strâns cu un curamă, fără doar și poate. Dar nu e momentul. Ne interesează să vedem dacă aceste becauri încă mai au pontă. Am mai avut un pati, cred că acum vreo două săptămâni am trimis echipa aici. Așa. Rezervă de hrană îmbucurătoare, cel minim 2 kg pe fiecare ramă. Mă, la rama asta albă. Au, frate, deci de la ăștia am luat și câte un cad de miere, și au hrană super suficientă. Uite, asta e goală. Uite și regina. Uite, vedeți? Caracterul ei. Încă avem puiet. Pe partea asta nu mai avem. Hai să vedem. Încă o dată vă rog să mă scuzați. Uite-o. Asta e coana mare. Văd numai puiet căpăcit. Deci bineînțeles că pe rama cea mai ușoară acolo este și doamna. Ia, deci mi-am dat fum. Ia să dăm puțin fum. Hai să vedem. Gata, deci dacă veneam peste două zile să filmez, nu mai găseam nici puietul ăla. Uite, acum a eclozat și aici. Dar nu se vede niciun ou, nicio larvă. 7 octombrie, practic la 10 octombrie, nici becaurile, n-are rost, mai acolo e miere beton. Și becaurile au încetat ponta. Dacă vreți, uite, acum a venit ideea, mergem și la o carnica să vedem dacă ne mai găsim ceva. Îi punem un pati foarte bun acum pentru ca albinuțele noastre să-și dezvolte un corp gras pe măsură. Pun puțină pauză și mergem să vedem și o carnica. Am venit și la o carnica, tot dunăreană. Hai să vedem. Uite, albina care de aici, de după diafragmă, a rămas de la pati ceva hârtie. 2, 4, 6, este mai mimiculaș o leacă. Mi s-a atras atenția să mai folosesc termenul țără, care e pentru olteni și eu nu sunt oltean. Patriotism local de... Îi trebuie să zic o leacă. Așa, uite, niște albină moartă, deci mi-a rămas aici niște albină moartă. Ia să vedem că eu am pus tot așa trupa
de șoc, uitați ce-a dat după diafragmă. Uite, a curăț, a venit aici, e și ceva păstură. Și asta la altă, e la fel de plină. E bine. Un 6, hai să vedem. Deci la becau mai era o mână de puiet. Hai să vedem dacă carnica. Hai, poate găsim și, uite, și o viespe, cum am deschis tupă. Uite ce frumos, își cară după diafragmă. Își umple rama cu miere. Băi, eu sunt mulțumit de stupi, pentru că sunt sănătoși. Se vede albină ca lumea, viguroasă. Bună pentru iernat. Deci, rezerve de hrană, nici nu se pune problema. Ca la balamuc. Ca la balamuc avem rezerve. Deci, ăsta e un lucru bun. Hai să dăm și de lady. Hai să vedem ce am nimerit pe aici. Dacă m-am lăudat sau... Uite și aici puiet. Îl vedeți? Nu pot că lucrez numai cu o mână. Că venind de la servicii, n-am nici măcar un stativ, n-am nimic. Eu am venit să le arunc niște peteuri. Aici nu. Ce e important, vedeți la carnica asta? Uitați-vă panorama, ce bine și-a organizat hrana. Așa. Deci v-am spus, asta nu e carnica din Ardeal, asta e de sud Muntenia. Hopa, și aici puiet. Hai că am și văzut-o. E un exemplar rarisim. Uite ce frumos e. Încă se văd și larve. Fiți atent! Incredibil, deci a luat fața becaului. Ia uite ce frumos e. Asta încă are și larval. Larvar, pardon. Uitați-o și voi. Extraordinar. Ia. Da, puiet și aici. Deci nu mai. Ia uite-o. Măi să fie. Măi să fie. Deci fiți atenți și voi. Deci mai mult puiet la carnica de la Adei. Nu fac reclamă la niciun producător. Căutați, dacă vreți să aflați de unde sunt reginele, căutați în filmele anterioare. Intrați pe playlisturi. Dați în istoric. Și vedeți exact numai... Oh, lui blinda cum e asta. Dacă găsești și aici puiet, îmi dau demisia. Ia să întoarcem. Nu se poate așa ceva. Așa ceva. Păi bă, fraților, uite carnica asta sudunăreană. Bate mai mult. Bă, dă-o-n măsă. Mai mult ca becaul sudunărean. Sud, Muntenia de Sud. Bineînțeles, ultima ramă nu mai are rost, e clar acolo, știm bine ce este. Măi, fraților, deci, eu n-am mai fost, ce, o lună puțin, eu n-am mai fost de mult pe la stupina asta, dar uitați ce surprize pot apărea. Deci uitați-vă și voi și uitați-vă că, hai că am merlit-o albină. Ete, na. Mă face să mă duc să mă uit și într-una mai micuță, mai slăbuță. Ia, hai să vedem. Așa, și ca să fim corecți, hai să vedem și o carpatină. Am văzut un beca, o carnica și acum să vedem o carpatină. Uitați-vă, carpatina mai zgârcită nu a terminat turta patiu. Hai să vedem și asta. Cum se prezintă, să vedem. Ce surprize. Surprize, surprize. E ziua surprizelor. Deci, vedem triada de aur. Astăzi. Bei capa CC.
Așa. Miere, deci asta câte rame are? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. V-am spus pentru iernare. Urmează să-i strângem mai tare. Greu e să n-ai cu tine cameraman. Mai ușurică rama ca la carnica. Dar acum să vă mai spun un secret. Ăsta mi-a dat 3 caturi cu miere. Ce să cer, frate, ce să cer. Uite, da, dacă am luat 3, uite. Fiți atenți și voi. Uite, puiet. La Carpatina. Aici eclozează. Uite și regina, e de anul trecut. Hai că am găsit-o. Stați așa puțin. Trebuie să o vedem. Pentru că l-am identificat pe toate, o vedeți cu albastru. Deci ce lucește Carpatina asta, fratele meu. Au tot tati ce aici, excepții. Meserie, tati. Acum iese puietul. Șarpe, mă. Asta e Carpatina. Când ai șarpe, nu... tiripici. Deci v-am prezentat trei regine la lucru. Ia uite, asta e goală. O și scot din cuib. E atent. N-are lacrimă de miere. Asta e clozat puietul din ea. O dăm afară. Nici nu mai pun. Uite cum pe pauză. Așa, revenim la antepenultima. Are miere. Deci vedeți ce interesant la Carpatina asta? Frate, a avut proiectul compact. Nu e miere deloc. Mamă, ce căpă. Ce propolizată, dacă nu mai au fost deschise de 100 de ani. Și aici avem miere, gata, e inutil. Deci îl reducem pe 6, da, am scos rama. Hai să iau tratamentul, că e, cât naiba, e 14 lei o bandă de asta. Asta e și rama cu regina. Băgăm aici unde e regina. Ah, ce greu e să lucrez singur în stupină. Cauza asta mie îmi place. Uite, deci trebuie luat o stupină la mână. Și uite, asemenea rame. Uite, albina asta strat, dacă vedeți. Ce groasă e albina aici. Deci e interesant. Ia uite. Strat. O dăm după diafragmă. Și bineînțeles că singurică se va duce acolo unde este loicul albina în jurul reginei sale. Deci foarte interesant, ce să mai. Pe 7 octombrie 2021 la becauri. Doar bine, la ăla. Hai, nu pot să zic acum, dacă vedeam pe toți era altceva. La becauri. Câteva celule de puiet căpăcit care stau să eclozeze și alea. Carnica. Mult. Prea mult puiet. Carpatina mai are și el ceva. Dar v-am spus, Carpatina e muncită, tati. 3 caturi de miere. Am luat 3 caturi de miere de la ea anul ăsta, pentru că această Carpatina este din 2020. Este. Ce scrie aici? Cavei, semnul meu. Cine e alături de canal știe ce înseamnă la mine caveu. Acum vom trece mai departe să continuăm, să dăm în continuare către un pati la coloniile care cer. Uite, evodia. Sămânța de evodia se pregătește, dar ea este bună doar atunci. De fapt, este bună doar după ce dă bruma. Uite. Am sămânță berechet. Mă întreabă mulți cum să intre în posesie. Nu au decât să vină la mine și să o ia. Cam asta e treaba, oameni buni. Deci eu sunt mulțumit, vă spun sincer.
Treaba e super, super bună. Poate că am multă muncă pentru mine, pentru că lucrez foarte mult la centru de vaccinare și la cabinet, dar încercăm să ținem și stupina pe linia de plutire. Oameni buni, până data viitoare, numai bine, sănătate, fericire!